voci de aur, voci minunate. Voci de aur, Roxana, ai văzut cu ce am venit astăzi, cu ce surprize ți-am adus astăzi la emisiune. Ștefania Etagan. Etegan. Etegan. O să vă rugăm să luați loc. Pentru mine este un mister, pentru că nu știam exact cum se pronunță, pentru că luați loc dumneavoastră, pentru că a stat peste 30 de ani în America. Și am zis că poate trebuie să o pronunț așa mai americanește un pic și... Cu accentul, nu stă bine, colegul meu. Cu accentul oltenesc. Cu accentul oltenesc. Cu accentul nostru oltenesc. La microfon o să vă rugăm. La microfon. Cu accentul nostru românesc oltenesc. Și oltenesc că merge mai bine, sună mai bine. Pentru că, de fapt, cum sună? Hai, ne certăm, Roxana. Te-ai obișnuit singură, fără mine, nu, să începe emisiunea. Nu, dar am zis să vedem cum e, cum suna, cum vă numeau americanii, cum vă strigau americanii. Ah, americanii mă strigau Stephanie. Stephanie. Și Stephanie. Numele de familie? Etegan. Etegan. Vezi? Etegan. Să știți că e mai mult cu influență de Moldova, Etegan, dacă stăm să... Pentru că E, nu se... în engleză se citește I. Da. Și I se citește I. Ori Etegan... Etegan. Etegan. Cum ați plecat din România și cum ați ajuns în America? Cum am plecat în America? Am plecat cu avionul. Dar când? Înainte de Revoluție sau după Revoluție? După Revoluție, 91. Am plecat, am avut o invitație să cânt undeva la un restaurant. După 3 zile nu mi-a convenit și am vrut să-mi fac bagajul să mă întorc în țară. Copiii când m-au auzit au zis, aoleo, mamă, fă ce faci și nu veni acasă până când nu ne iei și pe noi. A trebuit să-mi iau curaj și am rămas acolo. Cât de greu a fost? Începutul a fost foarte greu. Imaginați-vă că nu știam să zic nici hai, nici bai în engleză. Dar ați învățat pe parcurs. Așa, din mers am învățat și am învățat chiar foarte bine, că într-un final am ajuns și manageră la un hotel. Surpriză! Da. Faceți parte din generația de aur a artiștilor români și a muzicii populare românești. Ați urcat pe scene și ați cântat împreună cu cei mai mari artiști ai timpurilor noastre. Chiar pot să enumăr așa, printre care Ion Dolănescu, nu știu ce să zic, Maria Ciobanu, Ileana Ciuculete, Irina Login, etc. De exemplu, tot am zis Ion Dolănescu. Ce... Cum era relația noastră cu Ion Dolănescu pe acele timpuri? L-ați cunoscut? Eu am fost mai mic ca generație, eu l-am prins foarte târziu. Da, l-am cunoscut, chiar am fost și prieteni, corespondam așa prin scrisori, nu aveam telefoane celulare pe vremea aceea. N-am pus întâmplător această întrebare pentru că am citit în presă și la un moment dat știam că, dacă nu mă înșel, chiar v-a cerut de soție Ion Dolănescu? Da, multă lume zice că de ce spun tocmai acum? Pentru că, în primul rând, nu știu dacă interesa pe cineva problema asta și, în al doilea rând, și așa Dumnezeu să-l ierte, el nu mai există și... Și sunt amintirile vieții dumneavoastră până la urmă. Sunt amintirile mele și n-am spus niciodată nimănui, m-a cerut Ion Dolănescu în căsătorie, ce... Pe mine mulți m-au cerut în căsătorie. Dar sunteți o doamnă frumoasă și acum, dar atunci, pe vremurile acelea, sunt convins că erați o doamnă frumoasă. Acum, vă dați seama că eu nu pot să mă laud. Important e ce vede publicul. Păi și aia, dați-ne așa câteva de ale. Cum s-a întâmplat? La un spectacol sau a venit acasă după dumneavoastră? Cum s-a întâmplat? V-am zis că noi corespondam prin scrisori, eram prieteni. Așa erau vremurile atunci. Prieteni ca doi tineri, na. Pentru că el era mai mare ca mine cu vreo 5 ani. Așa. Venea pe la Craiova în turneu. Eu veneam la București la filmări, ne întâlneam pe la filmări. Și odată am avut un turneu cu Ionel Budișteanu, cu mulți interpreți în toată țara. Și era și Ion Dolănescu și Maria Ciobanu. Mi-amintesc acele turnee când, pe la Căminul Cultural.
cămine culturale, săli polivalente, da, bubuiau da, toate. Da. Vă dați seama, era tocmai perioada aia când începuseră duietele Ion Dolănescu cu Maria Ciobanu. Și să reiau povestea cu Dolănescu. El făcuse textul ăsta, Oulele, unde te duci, mă duc neică după curci. Și eu aveam o emisiune la București de o filmare și dimineața mă sună, știa că sunt în București, a venit la mine la hotel și zice, uite, eu am înregistrare în radio, hai să mergem să facem înregistrarea asta cu, să mergem după curci. Și atunci eu am spus, da, eu am o filmare în televiziune, cum să spun... Nu vin... În timpul în care a venit după dumneavoastră la hotel și în perioada în care v-a propus să vă căsătoriți deci cu după dânsul, asta. După, dar el era într-o relație cu doamna Maria? Nu. Atunci, ca asta am luat-o cu sfârșitul. Ăsta era începutul. Am avut o filmare în București, el știa că vin la filmare și a venit la mine, zice, uite, vreau să fac duete cu tine și să mergem să registrăm piesa asta, Aulele, unde te duci? Și atunci i-am zis, da, eu sunt chemată la televiziune, nu pot să... Cuvântul e cuvânt, când ai vorbit, e un spațiu rezervat. Hai, te rog, că știi că în spațiu, în radio, dacă este spațiu rezervat cu greu, ți se mai aprobă? Nu, până la urmă n-am... Am refuzat și... A mers cu Maria Ciobanu și au continuat. Și după asta s-a făcut turneul ăsta de care vă spuneam, da, în țară cu mulți soliști, Ionel Budișteanu ca dirijor, printre care eram și eu, Dolănescu, Maria Ciobanu, și atunci Dolănescu, când Maria era în scenă, a venit la mine așa ușor și zice... Ce zici? Nu vrei să ne căsătorim? I-am zis, Ioane, dar tu acum ești cu Maria Ciobanu. Bine că eu nici n-aveam de gând. Aveam 20 de ani atunci, nu aveam de gând să mă căsătoresc. Era o diferență mare de vârstă între dumneavoastră? Nu, doar 5 ani. Doar 5 ani era. Era potrivită vârsta, dar nu eram eu hotărâtă. Și acum regretați că nu i-ați oferit o șansă? Regretați că nu i-ați oferit o șansă? Nu. Nu? N-am regretat niciodată. Eu am avut succesul meu, m-am bucurat de succesele mele, i-am Dar respectat. Ați vorbit și mai devreme de copii. Câți copii aveți? 2 băieți. Și ați luat în America pe amândoi? Vă dați seama că nu m-am întors de acolo până nu i-am luat, că nu mă primeau acasă. Dar, iar ei acum sunt în America sau sunt în România? Ei sunt în America acum. Am înțeles. Și dumneavoastră faceți... drumurile între România și America, România, cum fac America. Eu la mine la țară la părinți. Cam așa, nu? Da. Sau cum? Florin da. Este din Eu Campo sunt de la Corabia, Pelu. Știe, doamna, știe. Da, doamna. Corabia, păi am avut spectacol acolo, la Corabia, multe. Eu îmi doresc tare mult să ne mai cântați, să ne mai oferiți piesele dumneavoastră minunate. Și apoi mai continuăm discuția. Sigur, cu mare plăcere. Rămâneți alături de noi. Mama!
Ștefania Etegan, dragii noștri telespectatori, astăzi a poposit la noi în platoul emisiunii, cu multe amintiri din viața artistică, cu multe povești frumoase și m-aș bucura dacă am afla și despre proiectele pe care le aveți acum în desfășurare. Acum, fiindcă sunt o tânără pensionară, nu știu ce proiecte aș mai putea să am. Nu știu, ați mai făcut ceva imprimări noi sau vreți să mai faceți vreun material? Nu, acum doar vă bucurați de viață, de copii, de nepoți, nepoți aveți? Mă bucur de liniște, mă odihnesc. Nepoți aveți? Că am alergat destul. Nepoți. Da, am 3 nepoți. Să vă trăiască. Băiatul cel mare are o fată, Andra, cel mic are un băiat și o fată, David și... Maia? Da.
Da. Am înțeles. Cât ați locuit în România sau când ați venit în România, cu ce realizator de televiziune ați colaborat? Sau de radio? Când am revenit... Cât ați revenit în România, da. Când am revenit, n-am colaborat cu nimeni, pentru că eu mergeam acolo, veneam aici și mi-au cam pierdut urma. Dar domnul Georgel Nuca, care îl apreciez foarte mult și îl felicit pentru asta, îmi place cum cântă, face emisiuni de excepție. Eram în America și după o lună de zile am văzut mesaj de la Georgel Nuca. I-am răspuns imediat, i-am scris că sunt în America și când vin în țară o să ținem legătura. Și am revenit în țară după vreo 3-4 luni și am luat legătura cu dumnealui și a fost foarte drăguț, chiar îi mulțumesc pentru asta. Știu că v-a făcut o emisiune foarte frumoasă, eu am văzut-o chiar atunci când era difuzată pe post, l-am sunat și i-am spus că a fost într-un cadru foarte frumos, undeva în natură, dacă zic da, bine. S-a muncit foarte mult la emisiunea aceea. De la 9 dimineața până după amiază la ora 4, eu și dumnealui acolo, în peisajul cum acela. A căzut Georgel pe acolo prin stânci și dumneavoastră cât v-ați cum chinuit am căzut să ajungeți lângă acel râu imediat după o scurtă pauză de publicitate. De la emisiunea aceea. Vreau să ne arătați ghimpii din talpă imediat după o scurtă pauză de publicitate. Să știți că pe pauza de publicitate am încercat să exersăm așa câteva accente din Oltenia pe America și tot așa. Nu prea ne iese, dar dacă ajungem și noi în America, de ce nu? Doamne ajută, de ce nu, da. Tot așa în turneu, cine știe, poate dacă ne aude și ne vede cineva, să știți că și noi vrem în America. Vrem Florin și noi, cântă da. Și eu pot să dansez. Dar poți să prezinți de ce să dansezi. Sau să prezint. De români sunteți foarte vizionați în Statele Unite. Nu ne-a chemat nimeni până acum, să știți. Ne vizionați. Vă are în vedere. Vă au în vedere ce da? De acolo. Ne bucurăm tare mult și să știți că eu sunt tare curioasă, pentru că dumneavoastră ați spus că suntem noi cel puțin vizionați, dar dumneavoastră când ajungeți acolo ca și artist sau când ați ajuns acolo, ați fost primită cu brațele deschise de către români, pentru că în străinătate românii sunt dornici de tradiție, de folclor, de România. Le este dor și cumva prin intermediul artistului se simt așa oarecum... Ca acasă. Da, ca acasă. Da, da, da. Am fost primită foarte bine de românii din America. Foarte bine, foarte bucuroși. Am avut multe spectacole, am avut succese. M-am simțit foarte bine. Ați cântat în restaurant acolo, nu? Da, în restaurant. Spectacole? Bine, am mai avut și turnee și spectacole, dar cel mai mult la restaurant. Cel mai bine este că ați bucurat sufletele românilor din America. Absolut. Noi vă mulțumim că ați călcat pragul emisiunii noastre și că ați fost la noi aici la Favorit TV, la succesul artiștilor, pentru că la noi despre asta este vorba, despre succesul fiecărui artist în parte. Și acum vă invităm să ne mai cântați pentru telespectatorii noștri dragi și pentru românii, chiar și cei din America. Sigur. Și totodată vă mulțumim că ați venit și ați răspuns invitației emisiunii noastre. Cu cea mai mare plăcere și eu vă mulțumesc că... Am fost invitată special domnului Georgel Nuca. Vă mulțumim din suflet că ați fost alături de noi. Pe dumneavoastră, în schimb, vă invităm să rămâneți alături de noi. În câteva momente, maestru Gheorghe Turda vine aici în platoul emisiunii noastre să povestim. Până atunci ne cântă minunata Ștefania și deosebită de apreciata artista Ștefania Etegan.